Vreau să ridic o întrebare. Care este originea patriarhalismului avramic? Care este la baza patriarhalismului evreu, creștin și musulman? Și ca să începem cu începutul. Oamenii s-au întrebat totdeauna, în mod natural, cu privire la misterul reproducerii. Și răspunsul cel mai simplu este, uitându-te în jur, îți dai seama că orice plantă crește dintr-o sămânță. Nimeni n-a văzut vreodată două semințe să fuzioneze și din ele să se nască o plantă. Fiecare plantă se naște dintr-o sămânță. Așadar, întrebarea asta, unde se află sămânța? La bărbat sau la femeie? Răspunsul cel mai vechi este la femeie. De uși de știm că este răspunsul cel mai vechi. Mai întâi, fiindcă, în mod foarte clar, culturile din Neolitic, au foarte multe similarități cu anumite culturi tribale care sunt încă în epoca pietrei. Ce caracterizează aceste culturi tribale este de multe ori faptul că ei cred că copilul este copilul femeii, nu și al bărbatului. Deci, care rolul bărbatului atunci? Pe rolul bărbatului este să deschidă canalul prin care trece copilul, să lubrifieze și să ude sămânța. Și așa se face. Relație între secreția semenului și uh, concepție. În sensul că oamenii, înainte de a face agricultură, se uită în jur, văd că plantele cresc în plouă, când nu plouă, nu cresc, și aici fac o legătură. Asta se pare că a fost răspunsul care a fost dat și în Eurasia, înainte de epoca bronzului. Însă, sau mai precis, înainte de Revoluția Agrară. Pentru că statuetele și amuletele vechi arată în mod clar o, o anumită, să zic, un anumit cult al, al fertilității și al sexualității feminine, dar nu a bărbatului. Și ni se pare că este normal să fie așa. Bun, vine Revoluția Agrară și ce se întâmplă în Revoluția Agrară? Omul învață ceva, că pentru ca să crească cultura, este nevoie mai întâi să arcu plugul, după aceea să baci sămânța în brazdă. Și abia după aceea crește și o secere. Așa că, că rolurile se schimbă. Bărbatul este cel care are și cel care însămânțează, și în ultima instanță cel care are dreptul asupra secerișului. Odată cu Revoluția Agrară are și dreptul de, are, apare și dreptul de proprietate asupra pământului, asupra vitelor și, dacă vreți, asupra femeii. Deci, în perioada dinainte Revoluției Agrare, Există multe situații de matriarhat în care femeia conduce un trip. Femeile de asemenea, pentru că totdeauna până în timpurile moderne și chiar în timpurile moderne, reproducerea a văzută ca un mare mister, ceva supranatural sau magic în funcție de religie și cultură. Femeia are legătură cu, cu, are o anumită legătură misterioasă cu forțe supranaturale care o ajută să reproducă. Asta este în perioada matriarhală uh, și nu susține neapărat că matriarhatul a fost universal, da? Dar cert este că ideea că, de exemplu, uh, anumite triburi, de exemplu, cred că reproducerea, de fapt, este rezultatul unei anumite fuziuni între spiritele strămoșor care vor să se reproducă și femeie. Și, ca tare, femeia este cea care posedă anumite... Proprietăți magice și asta uh, duce foarte mult la un anumit status special al femeii. Femeia este și uh, magicianul, de obicei, este și medicul, este cea care cunoaște uh, buruien de leac uh, și, uh, din punctul acesta de vedere, femeia este cea care are drepturile reproductive pentru că ea este, de fapt, părintele copilului. Tatăl nu este părinte, ci doar mama este părinte s-a păstrat foarte mult chiar și în timpurile medievale astfel de concepții sau în timpul antice. În timpul antice, antice, celții credeau că nu există nicio legătură între bărbat și copilul care se naște și bănuiesc că cumva și pe la noi, din cauza spunea Mariei Atoderesei, oarecum copilul era al mamei, în primul rând, nu al tatălui. Ce este că mama avea drepturi reproductive, avea, era asertivă, era egală cu bărbatul și felul cum se îmbrăca, cum se purta, uh, avea o anumită libertate sexuală, pentru că nu era atât de important să fie uh, relație doar cu soțul ei, pentru ca asta nu afecta al cui e copilul. Era doar copilul ei. Deci, oricum cine avea relații, tot copilul ei era. Și, din cauza asta, morală, sexul era mai la, laxă. În perioada patriarhală, să se schimbă lucrurile, și așa cum am spus, uh, bărbatul care merge și ară, fiindcă bărbatul ară și seamănă, uh, are această intuiție, dintr-o dată, că la simplu să și atunci când faci copii. Și soția este proprietatea lui, că, la fel ca pământul, la fel ca vitele, la fel ca recolta. Copiii sunt proprietatea lui, că este recolta și se stabilește o ierarhie în familie. Vreau să fac legătura cu religia abramică. Un aspect foarte interesant, vorbim despre religia abramică, Trebuie mai întâi să recunoaștem că istoria scrisă a, canonului Vechiului Testament este doar vârful icebergului. Multe lucruri s-au întâmplat de sub care nu sunt scrise. De ce? Pentru că, mai întâi, iudaismul este o religie cananită. Iudaismul nu apare ca o religie opusă religiilor cananite, ci ca una dintre religiile cananite. Conflictul care îl găsim în Biblie, dacă îl citim printre rânduri, între, între religia lui Israel și cananiți, observați că și printre rândul observăm că, de fapt, conflictul principal nu este între uh, două etnii, cananiți și evrei, pentru că sunt aceeași etnie, de fapt. Ci conflictul principal este mai degrabă între, uh, între o autoritate centralizată a Templului și a Regelui și popor. Poporul se duce după Bal, se după Asarteni, se spune. Uite că au fost influențați de cananiți. Asta este istoria. Oficială, versiunea oficială care avem în, în Cartea judecătorilor, a Împăraților, a 1-a a, 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 a așa, Samuel, mă rog, deci cărțile istorice ale Vechiului Testament. Mm -hmm. Subnează acest aspect al unui popor care se retăcește de la religia adevărată și profeții îl cheamă înapoi și Dumnezeu îl pedepsește și se duc după religia poporului uh, din jurul lor. Însă dacă citim mai cu atenție textul, deci doar textul dacă îl citim cu atenție, deja ne punem și semne de întrebare. Și dacă comparăm și cu arheologia biblică, privită obiectiv, nu ca o apologetică, concluzia este cu atât mai clară. Iudei au făcut parte dintre religiile cananite. Se cunosc destul de multe despre religiile cananite ca să ne dăm seama că, de fapt, erau aceeași cultură. Era aceeași concepție. În ultima instanță, zei care se îmbunească cu jerfe, era importanța religiei pentru ca să plouă și să nu vină la custe, să nu fie secetă, să se înmulțească oile și familiile. Apoi erau același tip de text, de cântece pioase care se găsesc în psalm, se găsesc și la lege Calent, numai că numele diferă și în loc de bal este Jehova. E un aspect foarte interesant când Ilie le spune evreilor, aici scrieți să vă încreaz, Bal și lui Jehova. Dar e o chestie simplă de, 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 de nume. Observați că și lui, și lui Bal și Ilie aduc gerfa la fel până la urmă. E simplă gerfa. Și, și unul și altul dau ploaie. Întrebarea este cine dă ploaie, Bal sau Jehova? Și aici hai să facem demonstrație. Acum și cine dă foc din cer? În rest, este diferență de nume și, într-adevăr, numele era foarte important la aceste popoare primitive, numele era foarte important. Noi nu avem o problemă că românii spun Dumnezeu, că americanii spun God, uh, God că germanii spun God, că francezii spun Dieu, că italienii spun Dio, nu avem probleme cu asta, că grecii spun Teos, în latine este uh, Deus, nu avem nicio problemă cu lucrurile acestea. Sperem, numele nu contează, contează, uh, mă rog, conceptul. Însă nu există o diferență între nume și concept, pentru că aici este o altă problemă. Uh, aceste religii cananite, erau niște religii foarte fluide. Se schimbau mereu zei, ca în cazul cu Ilie, știți? Adică cine dă ploaie? Dacă se rugau dată la un zeu și, aduce, și ploa, înseamnă că de acum ne rugăm la asta, nu aveau un de, de religie adevărată. se schimbau mereu legendele, narațiunile, se, practicile se schimbau tot timpul, pentru că e ceva specific unei culturi orale. Nu poți avea un canon într-o cultură orală. Și cultura era orală. Acum, prima întrebare este: uh, uh, cum a intrat patriarhalismul în această cultură? Fără îndoială că a fost o revoluție patriarhală. Uh, la sfârșitul Neoliticului. Uh, se vede aceasta, de exemplu, mi se pare ceva foarte interesant în Istoria lui Avram și în Istoria lui Iacob. Sunt două situații în care cineva jură. Cazul lui Abraham este Eleazar, robul său care jură. În cazul lui Iacob este și mai interesant că fiul său jură. Și amândoi jură cu mâna sub coapsă. Mă rog, e un eufemism. Vă dați seama pe ce a pus mâna. Și se pare că acest organ era sfânt. De ce? Pentru că reproducerea, reproducerea, a văzut ca ceva supranatural. Și așa cum femeia, încă în anumite triburi aborigene, are, e văzută ca cea care naște copilul, și implicit este cea care are legătură cu spiritele morților sau cu nu știu ce, ce putere animiste, mai, mai rar cu zei, în mod natural, odată cu apariția zeilor. Și ideea este, era că există o legătură puternică între reproducerea la zei, fiindcă zei se reproduceau, aveau o relație sexuală, nașteau copii tăie roizul reproducerii, reproducerea lumea naturală, plante, animale se reproduc și reproduce la oameni. Și din cauza aceasta ritualurile erau foarte importante. Toate ritualurile, aveau un centru reproducerea. Și era foarte important să faci ritualul corect, pentru că prin ritualii manipulai pe zei să se reproducă. Și când se reproduc zei, atunci crește grâul și se mulțesc vitele și se nasc copii. Uh, și de acum se pare că uh, elementul de legătură între această forță a zeilor și reproducere în, 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 în familie și în gospodărie și pe ogor uh, este organul uh, bărbatului. Bărbatul are această forță misterioasă de reproducere. Și de aici toate acele legi care, de exemplu, femeia este foarte aspru dacă comite adulter pentru copilul al bărbatului. Și copilul nu vrea să crească, bărbatul nu vrea să crească un ou de cuc, să crocească un nou de cuc de cu, de cu în cuib. Da? Uh, foarte permisivă față de folosirea scrabelor sau prizonerilor de război uh, pentru reproducere. Este prada de război, femeia e văzută ca pradă de război. Număr 31, episodul care ne scandalizează, e probabil ceva banal. Apoi sunt tot felul de ritualuri ciudate, cum ar fi la Sodoma sau în Ghibea, de, de ritual de, de viol de gen homosexual, care cu siguranță avea ca tot un scop ritual, adică trebuia oarecum să contribuie la fertilitate, Deci nu știm cum, de ce? Și vreau să mai spun ceva, literatura uh, cananită, nu cea uh, iudaică, nu cea din Biblie, cananită, condamnă asemenea practici, la le condamnă și Biblia. Și pentru, normal că Biblia le pune pe seama cananiților, deși la Ghibea nu erau caniți, erau iudei, da? Dar, în general, se practica în ascuns, la fel ca și prostituția sacră. Mult timp s-a considerat că prostituția sacră era o, o practică foarte răspândă în Canaan. Nu era chiar așa. Lați un exemplu care îl cunoașteți bine, când Iuda o vede pe Tamar cu un vel pe față și spune, e o prostituată, zice el. Și se duce și are o relație cu ea și după aceea îi dă, mă rog, vrea să o întreabă ce să-i dea și ia spre un ied, el n-are iedul și atunci îi lasă lanțul de aur și toiagul. Acum toiagul era ca un fel de, să zic, de sceptru al familiei și lanțul de aur era lanț de aur, cu siguranță, cu siguranță era mai scump decât un ied. Dar se pare că ea nu primea decât daruri, pentru că era o chedoșa. Când Iuda se întoarce mai târziu, întreabă unde era acea chedoșa, fiindcă i-am adus un dar. Și locuitorii spun, nu știu de nicio chedoșa aici. Da? Deci chedoșa este o prostituată sacră în concepția victoriană. Deci, însă, pe de când au fost descifrate de la Ogarit, se cunosc mai mult despre, despre religia caranită, adevărul este că Iuda a spus să temea că se face de rușine și a spus de Chedoșa să-i dau un cadou pentru că la Chedoșa puteai să dai un cadou, toată lumea dea un cadou la o Chedoșa. Adică o Chedoșa făcea și prostituție, dar nu era sacră. Și la fel cum la templu ni se spune că fiul lui Eli se încurcau cu Chedoșelele de la templu, dar nu era neapărat o prostituție sacră. Ce vreau să spun este că asemenea practici ca prostituția sacră sau violul ritual s-au făcut. Dar nu erau aprobate de templul cananite, de preoții cananiți, templul era ca cel de la Ierusalim, jerfuri erau la fel, liturgica era la fel, mult psalmi, al lui Jehova, a fost psalmul lui Bal, luați psalmul 19, este un psalm dedicat soarelui foarte clar, cu niște adăugiri la cap și la coadă. Deci, aceștia, acestea nu erau încurajate și se pare că iudeile au pus în mare măsură pe seama cananiților ca și cum cananiții le-ar fi încurajat. Dar se întâmplau și la iudei, se întâmplau și la cananiți, care, de fapt, iudeii fiind tot canaliți, așa cum am spus, dar erau practici făcute mai multe în umbră. Însă, un lucru este foarte clar, că existau ritualuri și practici legate de sexualitate și că acestea, în principal, aveau un centru ideea că sexualitatea masculină este cea care face legătură între zei, om și natură. Așa cum în perioada înainte, Revoluția Agrară, probabil cei mai mulți gândeau că sexualitatea feminină face această legătură. Și de aici e importanța patriarhalismului. Religia este patriarhală, societatea este patriarhală. Acum, întrebarea este, cum a evoluat această religie? Trebuie să ne de două lucruri. Mai întâi, că există o religie populară, și o religie a templului și a claselor înalte, care sunt mai literate, sau literate chiar, care sunt literate, deși nu totdeauna, cea susținută de rege și că această rege populară are foarte multe aspecte care nu sunt controlate, foarte mult folclor, în timp ce religia templului este mult mai rigidă și mai bine structurată. Și ceea ce vedem în Biblie este mai degrabă o luptă între religia preoților și religia populară. Nu e vorba că poporul s-a dus pe bal, poporul a fost totdeauna cum a fost. Ei încearcă să controleze acum religia și în situația aceasta mai ales sunt două dezvoltări care sunt esențiale aici. Prima este aceea, a formării unui regat centralizat și a unei închinări centralizate, care se pare că apare pe timpul Iosia. Un alt aspect este foarte important este trecerea de la religia orală de tradiții la religia scrisă. Scrisul uh, implică un mod de gândire diferit de uh, limbajul oral. În sensul că o cultură orală nu are putere de abstractizare. Din cauza că numai atunci când oamenii scriu, învață să gândească abstract. Atunci când totul este oral, toată înțelepciunea populară este formată din aforisme, din uh, comparații, din uh, tot felul de locuțiuni și limbajul oral este format din locuțiuni, din folosește metafore, folosește comparații, este mai poetic să zic așa, Cert este că limbajul oral nu are putere de abstractizare și dacă nu ai un limbaj abstract, nu ai nici gândire abstractă. În absența unei gândiri abstracte, nu există o religie în sensul modern al cuvântului. Și un lucru și mai important. În absența unei gândiri abstracte, nu poate exista o divinitate monoteistă. O monoteistă abstractă. Există. Și te uiți să Biblia printre rânduri, erau politeiști sau cel mult henoteiști, dar nu monoteiști când citești istoria veche a patriarhilor, vezi clar că erau niște, trei într-o state politeistă și se închinau unui Dumnezeu de familie, care a devenit mai târziu Dumnezeu tribal. Dar niciun caz nu că că celălalt zei nu există. Așadar, când ajungi la o divinitate abstractă, monoteistă abstractă, și la o religie abstractă, și la un cod abstract, asta se poate face numai când ai o religie a cărții. Și o religie care are bibliotecă și are cărți, și texte sacre nu poate să apară decât acolo unde există scribi și unde există biblioteci și arhive. Și asta iarăși nu poate să apară decât acolo unde este o economie centralizată și este o putere centralizată, un regat și o religie centralizată. Așa că evoluția merge de la simpla magie să zic a sexualității și a reproducerii. Merge apoi la abstractizarea ei și ceea ce era acea forță misterioasă pe care punea mâna Eleazar sau Iosif când jura, că acolo era forța aia misterioasă mă rog, care duce la reproducere, mai târziu devine virtute, adică de la vir, vir virus, da? care este uh, bărbat. Și virtute însemnează ceea ce este bărbătesc. Adică se pune accent nu atât de mult pe aspectul reproductiv sau magic, ci pe măsură ce religia evoluează, se pune accent pe aspectul moral al superiorității bărbatului. Observați că ideea este aici. Mai întâi că bărbatul are o forță, mai întâi hai să femeia are o forță creativă, dar societatea nu e destul de avansată ca să abstractizeze această forță creativă, să spune că femeia este mai creativă în toate problemele și moral și intelectual, este creativă. Nu. Dar se spune că femeia procrează, e o forță procreativă, apoi este bărbatul care are această forță, dar deja societatea evoluează aici și apar structuri mai centralizate religioase și politice și încep să apară texte scrise și această forță creativă este abstractizată și este independentă de partea materială. Acum intrăm în perioada filozofiei raționalismului antic, mă refer la Grecia aici, dar cert este că Grecia a influențat atât iudaismul elenist cât și creștinismul. Deci nu poți vorbi despre iudaismul de mai târziu medieval și modern sau creștinismul de mai târziu fără să ți cont de influența grecilor. Grecia au dezvoltat cea mai abstractă gândire a antichității pentru că au invitat geometria și logica și filozofia. Și uh, grecii inventează uh, dualismul metafizic, adică există ceea ce observăm, partea materială, dar partea cealaltă, care este uh, baza ontologică, uh, nu mai este uh, magică, este metafizică, este metatafizică ce, fizică, ceea ce vine dincolo de fizică. Și în tot evul mediu, până în timpurile moderne și inclusiv în timpurile moderne. Rămâne acest dualism al grecilor. Bun, un copil se naște și cum se naște. Acum, astăzi știm destul de bine cum se, cum se nasc copiii și cum, cum sunt concepuți copiii, da? Și știm că materialul genetic vine de ambele părți, ba, ceva vine mai mult de la femeie, în sensul că de la femeie vine și, și ADN-ul Asta știm cu toții, dar totuși rămâne această idee că acolo este ceva supranatural, este ceva, ceva misterios, care este tot o explicație metafizică, sau dacă vreți, o explicație teologică, religioasă în privința reproducerii. Bun. Aceasta, prin tradiție, Dumnezeu a rămas bărbat. Chiar dacă nu-l privim cum îl priveau pe timpul lui Avram, cu acele jurăminte foarte strani pentru noi astăzi, totuși... Simbolul falic a fost și el idealizat și stilizat, și uh, Dumnezeu este într-o a acelor calități morale pe care le numim virtute, acelei creativități care caracterizează pe bărbat, deci este în ultima instanță bărbat. Da? Și nu există o divinitate feminină în creștinism, în islam și în iudaism, uh, pentru că uh, femininul reprezintă partea naturală sau femininul nu reprezintă biserica sau să reprezintă omul în relație cu divinitatea. Uh, așa cum uh, femininul în relație cu bărbatul reprezintă partea pasivă și așa mai departe deși astăzi știm că ADN-ul vine din ambele părți și nimeni nu spune altfel în afară de câțiva oameni foarte, foarte încuiați totuși ideea rămâne rămâne uh, aceea a o, o anumită idee care dacă o, o, o deconstruiești înapoi în timp uh, se reduce la o simplă afirmație că sămânța vine de la bărbat nu de la femeie și nu trebuie să ne mire că până în secolul XIX se credea încă așa, abia în secolul XVII a apărut primele îndoiel, adică cineva naturalist a gândit să nu se uite doar la semințe, să se uite și la găini. Și a văzut că găine fac ouă și a zis, stai puțin, și dacă femeia, dacă mamiferele au oul în lăuntru lor, însemnează că este la fel ca la cocoș la găină, adică fiecare femeia vine cu oul, că cocoșul vine cu gametul masculin și se produce acolo ceva. Însă, e, ideea a mers. A început din secolul XVII, secolul XVIII. E, teoria atomistă a câștigat și atunci stai puțin că nu pot fi acei omuleți minusculi, așa cum se credea. De se credea că semenul masculin posedă o puzdere de omuleți minusculi. Cât de minuscul, după decart, materia se poate împărți la infinit. Prin regrese, da? Bun. Vine teoria atomistă. Nu se poate împărți la infinit materia. Există atomi. Atomii se combine, n-ai nevoie să ai niște omuleți minuscule, acei homunculus. Atomii se combină între ei și poate pot să combine. Dar în ultima instanță vine ceva și de la femeie. Sigur că vine ceva și de la femeie și e, deja în secolul XIX pe, la animale se fac niște observații. Pe la 1920 și ceva, dacă nu mă înșel pentru prima oară, este observa la microscop în fuziunea gametului masculin și cu cel feminin. Da? Deci este foarte clar, deja din 1900, genetica începuse să se dezvolte pas cu pas. Așadar știm astăzi, dar a rămas cu inerția că bărbatul are sămânță și femeia nu are sămânță, deși o proiectăm pe un plan metafizic. Bărbatul este cel care însămânțează civilizația, cel care este creativ, cel care are o superioritate morală. Femeia este elementul pasiv, este brazda în care semeni sămânța și trebuie să și uneori trebuie să mai treci cu tractorul, pe acolo să mai joci ce să faci. Însă acestea sunt practic superstiții în, în, timpul nostru. Așa că e timpul să facem pasul următor. Și pasul următor este acela. Nu numai că trebuie să recunoaștem ceea ce știința ne-a spus foarte clar, că de fapt sunt două semințe care fuzionează într-una singură, ca să spun așa, dar trebuie să ne dezbrăm și de metafizică și să gândim natura așa cum este. Pentru că la data aceasta biologia este holită de foarte mulți credincioși, pentru că arată cum funcționează natura și că nu există acel element magic, acea energie vitală sau acea suflare supranaturală sau, mă rog, Ri, acele forțe, dacă vreți, la unii și mai primitiv, provocate de ritual, care să facă, să, mă rog, ca reproducerea să meargă înainte uh, și reproducerea este un act natural și bărbatul și femeia sunt în egală măsură părinții copilului și ca atare uh, baza mitologică și metafizică a inegalității nu mai există uh, și uh, din punct de vedere științific, nu poate fi susținută. Da? Bineînțeles că bărbatul și femeia au funcții diferite în reproducere și asta afectează biologia lor și biologia afectează psihologia, dar uh, hai să ne uităm la genetică. Uh, dacă există gene de inteligență, și probabil că există, nu-i așa? Și dacă vezi dacă există gene care, să zic, codează anumite calități morale, poate că și acestea există, nu știu, da? Cert este că acestea sunt prea multe și lucrează împreună ca să poată transmite prin cromozon X sau cromozon Y. Ele merg în egală măsură pe linie ma masculină și pe linie feminină și restul este fenotip și fenotipul este interacțiunea între gene și mediu. Și ca atare, lucrurile sunt simple și logice. Este timpul să depășim patriarhalismul și în niciun caz să ne întoarcem la matriarhalism la un feminism de extremă, din potrivă să ajungem la un adevărat umanism, în care omul este om și nu este privit nici ca bărbat, nici ca femeie. La revedere!